Un nou sector de drum județean a fost modernizat. Este vorba despre drumul județean 293A, vișoara vișoara mică, Coțușca. Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani, vicepreședintele Dorin Birta și conducerea Direcției Județene de Drumuri și Poduri au participat miercuri la recepția lucrărilor de modernizare a acestui sector de drum județean. Valoarea proiectului finanțat prin PNI Angel Salini este de 19 milioane de lei, echivalentul la aproximativ 4 milioane de euro. Doina Federovici a anunțat că în cel mai scurt timp vor fi recepționate și alte sectoare de drum județean aflate în proces de modernizare.